Slăvit să fie Domnul! Amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu care a îngăduit ca și astăzi să fim în prezența Sa, în casa de rugăciune din Bivolărie, în locul peste care e chemat numele Domnului și doresc ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Invitat din partea familiei Blănaru, sunt astăzi aici, mă simt onorat de această invitație, mă uitam la sora Oana dacă am cunoscut-o sau nu, dacă am văzut-o până acum sau nu și încă nu mi-am dat seama. Nu o cunosc foarte bine, sau aproape deloc. Am cunoscut mai bine pe fratele Severin, pe sora Adriana, poate mai bine pe fratele Vasile, pe sora Olguța. Am avut ocazia în câteva rânduri să ajung în casa lor cu prilejul unor rugăciuni și cu prilejul unor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în casa lor, slăvit să fie Domnul. Astăzi suntem la căsătorie și eu luni eram la noi la adunare, știam că trebuie să fiu aici, mă gândeam că trebuie să predic și după ce m-am rugat eu pentru mai multe cauze ale bisericii și cauze personale, m-am rugat și am spus, Doamne Iisuse, aș vrea să ajung duminică la bivolărie, la o căsătorie, căsătorie sunt multe, subiectele le-am epuizat, nu mai știu ce să predic, tot ne repetăm. Predicatorii n-au voie să repete predicele, cântăreți, da. Am spus, te rog frumos, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru bivolărie și pentru nunta de duminică. Și rar mi se întâmplă, mi s-au mai întâmplat. Dar dintr-o dată am primit un verset de la Domnul. Dar atâta de insistent, în mod agresiv venea spre mine, că n-am putut să scap de el. Am încercat să spun, Doamne, dar versetul ăsta nu e pentru nuntă, că știam versetul. Dar până într-un final m-a cucerit și am spus, Doamne, de acolo am să predic. Din Romani, capitolul 11, versetul 16, partea a doua a versetului, unde Pavel spune așa, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Doamne ajută! Amin. S-a citit cuvântul din Efeseni, din capitolul 3, de la versetul 14 până la 19, și când Apostolul Pavel vorbește de familie și zice, iată de ce zic când plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și după ce amintește de familie și vorbește de familie, Pavel sugerează două comparații. În versetul 17 are folosit doi termeni care ne sugerează că familia poate fi asemănată cu ceva. Și în versetul 17 spune, având temelia pusă în dragoste. Cuvântul ăsta, temelie, caracterizează o construcție, o clădire. Și eu m-am dus imediat la Matei, capitolul 7, casa zidită pe stângă, de unde se poate foarte frumos vorbi la nuntă. Dar acolo Pavel mai folosește un cuvânt și spune, având rădăcina pusă în dragoste. Rădăcina definește întotdeauna o plantă, un pom. Eu am rămas la această comparație. Familia este ca un pom. Nu știu cât vor înțelege predica mea. Eu o știu. Nu știu dacă am să o pot reda. La noi cânta un frate la acordeon, sta pe scaun cu spătar, cu ochii închiși și cânta. Trăiește, are vreo 70 de ani, cânta așa de melancol. Și un frate spune, frate Nicolae, ce cântare e asta? El zice, lasă că eu știu. Nu mai înțelege nimeni, numai el știa ce cântă. Sper să nu fie așa și cu predica mea. Dar, dacă voi vorbi prezentând familia ca un pom, mai este cineva care înțelege predica. Severin Scodrea. Eu vorbesc de pom și voi sunteți în domeniu, da? Familia este ca un pom. Un pom care are rădăcina în dragoste. Eu mă gândeam la folosul care îl avem de la pomi. În primul rând sunt pomi ornamentali. Îi ținem acasă de frumusețe. Sunt tot mai căutați în ultimul timp. Un copac, un pom frumos. Hai să spiritualizăm un pic. Dacă veți ajunge în Bosanci, acolo este un pom pe care scrie Croitor Dragoș și Zânica. E casa mea, e familia mea. Eu sunt aici, soția este aici astăzi. Am reușit.
Eu chiar m-am interesat, oare cum arată familia mea în ochii celorlalți, estetic vorbind, ca frumusețe. Nu întotdeauna trupească, nu pasionat are de oglinză, știu cum arăt. Arată așa cum spune în Psalmul 139 cu 14. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, așa arăt eu. Dar mă preocupă problema frumuseții creștinești, a celei spirituale. Faceți o probă. Mergeți în Bosan și spune, mă, este aici o familie, Croitor Dragul și Zânica. Ce familie asta? Știți că sunt interesați? Nu de mult am predicat într-o biserică în care era transmis în direct. Și mă sună frate-mi cu Ipotești, că am neamul acolo la Ipotești. Spune că ai văzut comentariile? Zic, nu, că eu predicam. Unul spunea așa, Dragoș predică bine, dar mai trebuie să se pocăiască. Știți ce ciudă mi-a fost? Și a spus, dar de ce lasă domnule ăștia comentariile să scrie fiecare ce vrea? Mi-a mai trecut ciudă, așa am spus. Dar dacă trebuie să mă mai pocăiesc. Acum, oare familia ta e la bivolărie? Cum arată? E frumoasă? Ruben și cu Ana? E cum sunt frumoși fizic, așa. Dar oare familia lor va fi frumoasă peste un an, doi, zece, peste 62 de ani? Acum mi explic, frate Vasile, de ce nu țin nimic minte de la nunta mea tale. Nu țin nimic minte. La Rădăuți spunea fratele Ghiță Ciobanu că era la Maranata. Și vine un pustan, așa, la vreo 4-5 ani, dă mâna cu el, pace Domnului. Și spune la fratele Ghiță, te cunosc? El spune, de unde mă cunoști? Te cunosc? Ai predicat la nuntă, la tata. El probabil că a văzut caseta, că Domnul era la nuntă, la tata. Ei, frate Vasile, n-a fost la nuntă la mea tale. Revenim la frumusețea asta, oare ei cât vor fi de frumoși ca și creștini? Nu știu, bivolării, Filadelfia, nu știu. Sunt copaci ornamentali. Sunt copaci puși ca protecție. Protecție fonică, dacă stai lângă o șosea, pune un rând de pom. Protecție la praf, la vânt, la viscol, protecție la soare. Eu în mijlocul curții am un copac. În toată toamna îmi vine să-l tai. Frunze, murdare, împrăștie acolo, dar vara nu-l mai tai. Ca să parchezi mașina, eu în fiecare zi dau examen de șofer. Trebuie să intru printre stâlpul porții și copacul ăla, dar nu-l tai că acum pe căldurile astea pun scaunul, stau la umbra lui. E o protecție. La evrei era o făgăduință, să stai la umbră sub smochin. Oare familia mea, eu stau și m-am gândit, face bine cuiva? Eram odată întâmplător într-o ogradă și de la o soră a ieșit o altă soră și îi spunea, soră Minodora, de câte ori vin la dumitale, așa mă liniștesc, așa îmi vorbește Domnul, așa e ceva sfânt la voi în casă. Eu mă gândesc, mai vin frații la mine, surori, vin și la mine, musafiri am și eu. Oare când pleacă liniștiți din casa mea? Sau mai iritați? Pleacă urma unei rugăciuni cu lacrimi? Sau pleacă cu tot felul de știri, nu mai știu care și o să le pună? Oare ei ce familie vor fi? Dar familia ta cum e? E o protecție pentru alții? E o liniște pentru alții? Doamne ajută să fie așa! Și apoi, nu în ultimul rând, pomii punem pentru rod. Rod în înțeles duhovnicesc care însemna virtuți creștinesc. În Noul Testament avem roada pocăință, roada lumine, roada păcii, roada Duhului, roada sfințenii, da? Avem multe roade. Dar vorbind de familie și de nuntă, tot rod înseamnă și copii. Să le dea Domnul copii și lor. Și să le dea copii sănătoși și ei să-i primească cu bucurie. Amin? Și noi toți. Bun. Ăsta e rolul care l-au copace. Am vrut să spiritualizez așa și mă tot gândesc la familia mea. Are o frumusețe, e frumoasă, copiii mei sunt frumoși, nu ca ținut, așa, moral. În Psalmul 144 cu 12 spune, fiii noștri cresc ca niște odrasle, fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos, ce împodobesc ca să le împărătești. Știi ce îmi place mie duminică dimineața?
Când văd așa dintr-o curte ieșând 4, 5, 6, 7, unul cu acordeon în spate, unul cu carnet de cântări, măi, merg la adunare, la bivolărie. Nu-i frumoasă imaginea asta? Haide să fim frumoși în bivolărie. Doamne, ajută-ne! Vorbind în continuare de cuvântul care l-am primit de la Domnul, eu am înțeles că am învățat la botanică, se făcea înainte, acum nu știu dacă se mai face, căci pomul are trei părți distincte. Rădăcina, tulpina și coroana. Ceea ce izbește ochiul întotdeauna e coroana. Cât e coroana de frumoasă, cum sunt frunzele, cum sunt florile, câte fructe are. Dar tăria unui copac, a unui pom, stă în rădăcină. Rădăcina hrănește și rădăcina îl fixează, statornicia unui pom. Nu-i la coroană. Coroana de multe ori e un pericol, când vine un vânt mare, îl răstoarnă, dacă nu are rădăcina puternică. Și spunea Apostolul Pavel în versetul care l-am citat, dacă rădăcina e sfântă, ramurile sunt sfinte. De atunci mă tot preocupă problema rădăcinii din familia mea, că e foarte importantă. Rădăcina este partea care nu se vede, repet, ca și temelia de care se vorbea aici. Când mă duc și mă uit la o casă, nu mă uit să văd fundația în pământ. Dar Pavel spune, având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Și mă tot gândesc la rădăcinii, partea care nu se vede. Voi ați cântat foarte frumos la cor. V-am mai spus eu, mie cântarea în cor e bucuria mea. Ați cântat prima dată cântarea asta azi sau am mai repetat-o? În spatele cortinii. Se trage cortina și apare corul și cântă frumos. Cât repetiți? De câte ori întorci înapoi? Dar cine vedea? Ei din balcon văd repetițiile, musafirii văd repetițiile, le vede careva? Nu, nu. Ei ascultă o cântare frumoasă. Grupul Betleem, când m-a dat o cântare, întorci de 10 ori, nu? Prea sus, prea jos, prea repede. Asta înseamnă lucru în spate, lucru ascuns. Ei bine, frații mei, aici este puterea. Puterea slujirii îi împărtășia ta cu Dumnezeu. Adică, vezi, se roagă unul cu har în adunare. Măi, are de la Domnul harul ăsta. Da. El a făcut antrenament acasă. Că Domnul spune, du-te, încui ușa după tine și roagă-te nascuns. Puterea unui om care mijlocește pentru adunare. Nu e rugăciunea aia când o facem în adunare, fața în volul, nu. Rugăciunea aia din odăință. Când te trezești noaptea și stai cu Domnul, cu mâini ridicate. Cine mai stă? Dar asta nu o vede nimeni. Ca să predici. Toți frații caților să aplică același principiu. Vezi o familie binecuvântată, copii vin în față, cântă, câte un băiețel dă, iese, dă câte un îndemn de rugăciune. Asta e ce vedem. Dar rugăciunea de acasă a părinților, dar zilele de post, dar investiția în timp și sentiment care au făcut-o părință, cine o știe? Măi, fraților, dacă rădăcina e sfântă, ramurile vor fi sfinte. Amin? Voi sunteți la început de drum, Ruben și Oana. Voi puneți temelia căsniciei voastre, puneți-o drept și puneți-o pe stâng. Și să aveți o rădăcină sfântă, un început al căsniciei cu sfințenie. Și Dumnezeu să-i ajute și pe ei și pe noi, amin? Investim în copiii noștri. Psalmul 78, Deuteronom 31 cu 12 și 13. Cei care nu cunosc legea, părinții să citească legea ca să o învețe și ei. Dacă am să-mi fac un reproș mie, copiii îmi sunt pocăiți, mulțumim la Dumnezeu. Nu pentru felul în care m-am ocupat eu de ei, pentru harul de care vorbea fratele Nico aici. Dacă am să-mi reproșez ceva, e prea puțin timp petrecut în familie. Eu dacă azi nu eram aici, trebuia să fiu în Canada. N-am o lună de când m-am despărțit de fratele Cornel. Și telefoane, frate dragul, vino, totul plătit, totul asigurat. N-am putut, că am avut un cuvânt dat aici. Dar dacă nu sunt aici, sunt acolo, sunt în altă parte. Și prea puțin timp pentru familie. Timp mult pentru altele, pentru alți copii, pentru alte familii, pentru alte slujiri. Mi-aduc aminte de un frate care îl cunosc bine. La care fetița lui voia să vorbească ceva cu tatăl. Spune, tăticul, lasă, acum n-are timp. Tăticul e la rugăciune, tăticul are niște frați, lasă că am să vorbesc.
Și odată primești un bilet și spune, dacă n-ai timp de mine ca tată, te rog frumos să vorbești cu mine ca un păstor. Am o problemă. Și dacă ești păstor pentru toți, fii și pentru mine, că-s fata ta. Fratele este omul la mine plângând și a spus, uite mă, în ce hal am ajuns, să n-am timp de ai mei și de familie. Fraților, noi trebuie să avem grijă de partea aceea de pocăință trăită acasă. Bătrânii erau mai simpli, spunea că pocăința începe de la vatră. Nu începe de la amvon, nu începe de la slujire, începe de acasă. Și de multe ori, trăirea noastră de acasă ne trădează în slujirea publică. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Dacă vorbeam de importanța rădăcinii acesteia, am cunoscut familii care s-au întemeiat. Spunea Domnul Iisus așa despre o plantă în Matei 13:2, că o sămânță a încolțit, a crescut, dar când o veni necazurile s-au uscat pentru că n-avea rădăcină. Frații mei, ce se întâmplă că apar atâtea probleme la familiile tineri? Ceea ce era tabu, n-aveam voie să vorbim cu câțiva ani, în anii copilării mele, nu se punea problemele astea. La pocăiți, probleme de ceartă, de divorț, de despărțire, de astea. Acum sunt ceva, iertați-mă, obișnuit, și trebuie să faci cărare bătută. Eu am fost la anumite familii de multe ori și am spus, măi sori, eu nu mai vin la tine, eu am și altă treabă. De fiecare dată să te împac cu bărbatul tău. De ce? Că au familie, dar n-au avut rădăcină. N-au avut rădăcină. În Osea e ca un blestem nou cu cât cu 16. Efraim este lovit, i s-a uscat rădăcina. Dacă punem temelia în dragoste, în Ioan 13 spune că Domnul care i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la... De ce la unii se usucă dragostea după un an? Sau după doi? Sau după 10? Și rădăcina asta numită dragoste, de care vorbea Apostolul Pavel, s-a uscat și nu mai este. Și sunt probleme. Unde rădăcina e sfântă, ramurile vor fi sfinte. Mă rog Domnul așa să-i ajute și pe ei, amin? Vorbind de rădăcinile acestea, posibile rădăcini, scrie în Deuteronom 29:18, să nu fie acolo nici bărbat, nici femeie în mijlocul tău, care să aibă o rădăcină ce să dea o travă și pelin. Auzi, în familie, într-o casă, bărbat și femeie, rădăcina lor să dea o travă și pelin. Ce înseamnă asta oare? Mai înainte se face referire la închinarea la idoli. Idolatria în familie, de care vorbim foarte puțin, dar pe care o mai întâlnim pe aici, pe acolo, va aduce în casa ta o travă și pelin. Și apoi în versetul 19 spunea, nimeni să nu zică, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, că voi avea pace, chiar dacă voi urma pornirea inimii mele și voi adăuga beția la sete. Astea sunt rădăcini de o travă, frații mei. Când într-o familie se urmează pornirea firească, pornirea inimii, că Domnul spunea să nu vă prindă venirea Domnului cu îngrijorări, cu îngrijorarea vieții acesteia sau cu un buibare de mâncare și băutură. Nu mai vorbesc, nu cred că mai sunt de cei care adaugă beția la sete. Astea sunt rădăcini de pelin și rădăcini de o travă. Spune în Ieremia 4:3 acolo, deseleniți un ogor nou și nu semănați între spini. În Evrei 12:15 spune, luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu de care s-a vorbit, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și mulți să fie întinați de ea. Amărăciune la noi acasă? Ce fel de amărăciune? Exodul 1:14, egiptenii le-au făcut la evrei viața amară prin munci. Există amărăciune la nivel profesional. Eu am lucrat 35 de ani angajat. Vai cât amar în vremea lui Ceaușescu. Nu vă mai spun.
că n-aveam cu ce să vin, autobuzele făceau pană, se rupea torta la geantă, mergeam pe scări, când ajungem toată lumea, tăia ori, strâga la tine, nu mai duc la lucru, amărăciune. Dar noi nu cultivăm amărăciunea. O vorbă înțeleaptă spune, lasă-ne cazul la intrarea, lasă-l la poartă. Eram într-o familie invitat cu niște frați, cu un băiat avea depresie. Așa, în mod avansat. Și ne-am dus în stat de vorbă cu băiatul, între timp a venit tatăl său, care era prezbiter, un prezbiter frustrat, că în adunare, frață, nu l-a mai pus pe locul 1 și l-a pus pe locul 7, nu știu cum. Băi, când a intrat în casă, i-a spus, măi, e băut o țăt și cu tine. Dar ce, frate, dragoș? Băi, tu te reptești, uite, în oglindă, băi, cum să n-aibă băiatul depresie, cum să nu fii familia atât morcovită, așa, când tu vii cu figura asta în casă. De băi, ia zâmbește, când ai zâmbit, încerca el să zâmbească, nu pot, băi, dacă nu poți, pentru ce să mă rog eu să plece duhul de depresie și tu vii înăpit în casă? Măi, toți au nacazul, toți au amărăciuni. Dar spune Pavel în cât? Efeseni 4:31. Orice amărăciune se piară din mijlocul vostru. Doamne ajută, amin? Doamne, este rădăcina asta de amărăciune. Acum noi facem o greșeală, că eu cu sapa. Când rădăcina nu-i scoasă cu totul afară, ea tot dă lăstare. Și eu mă duc cu sapa, tot ai lăstare, rădăcina e acolo, iară, iar trebuie scoasă rădăcina de amărăciune. Dumnezeu să ne ajute, amin? Rădăcini în familie, neascultarea, nu? Cât pilde 17:25, un fiu nebun aduce necazul lui tatăsul și eu am amărăciune pentru mamă sa. Dumnezeu să ne dea copii ascultători. S-o căsătorit Esau, o pricină de mare amărăciune pentru tatăsul Isaac și Rebecca, Geneza 26. Și mai este o amărăciune, asta nu e de la Domnul, e de la diavolul, cred că, dar se cultivă așa acum, în mod sistematic. În Iacob 3:14, parcă, nu? Dar dacă aveți în inimă pismă amară și duc de ceartă, adică invidia, când am predicat eu odată de invidia, am vorbit și de culoare și de miros și de gust. Invidia e amară, are gust. Dacă aveți pismă e sinonim cu invidia, pismă amară. Măi, mă duc la adunare bucuros, și mă pune la predică, sunt în numai 5 minute, el o predica 10. Am așa ceva amar în gât. Pe unul pune cu 3 cântări, biletul meu nu l-a văzut, că avem și eu o melodie să o povestesc. Și iar mă duc cu ceva amar în gât. Dacă ai pisma amară, tare cultivată pisma asta. Invidia e așa tare cultivată prin adunările noastre. Într-o localitate, nu tare departe de voi, o familie de creștini o stricat acoperișul și o mai înălța casa un pic. Nu era nevoie. Și a întrebat meseriașul, măi, cum vrei să fie acoperișul? Și ăsta s-a uitat la meseriaș tot pocăit și i-a spus, un pic mai înalt ca la vecin. Asta era singura lui dorință, așa să fie acoperișul la casa lui. Nu seamănă a invidia asta? Nu? Este un verset care spune, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Mă întreabă fratele Macoviciuc, bătrânul, tata lui Costică, măi, dragul, știi, mi-e ușor, să te bucur cu cei ce se bucură. Zic că nu, spun eu. Zic că eu aveam o fată, o terminat liceu și nu lucra nicăieri. Și mă cunoșteam prin oraș, am vorbit cu un director și am spus, toarășul director, am o fată, n-are serviciu. Zic, măi, adu la mine să se înscrie și o să te iau un concurs așa, fictiv. Că nu mai ia pe loc și eu o angajez. Se duce acasă și fata povestește la vecina ei, când au un cor, amândouă prietene, și aia fără servici. Și spune că, uite, eu mă duc, fac o cerere, că este un post la întreprinderea cutare. Asta se duce și face și e cerere. Și când în ziua concursului, fratele Macovicii, în loc să fie un concurent, erau două fete, a mea și vecina. Și dacă au fost două, s-au dat examen și au intrat vecina. Și că o să vezi pe vecina cum merge, cu poșeta pe umăr, se duce la serviciu, cu geas, prind autobuzul, eu mă uitam pe sigard și nu mă putem bucura. El spune, măi, mai ușor să plângi, că o mori cineva, plângi cu cei ce plâng, dar să te bucuri cu cei care se bucură, câteodată nu te lasă invidia.
No, hai să scoatem invidia asta, amin? Așa doresc ca Rubia și Oana să fie o familie altruistă, așa. Să n-aibă niciodată invidie, amin? Doamne ajută! Mai este o rădăcină rea în 1 Timotei 6,10. Că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Astea-s căsătoriile pornite pe interes material. Alte căsătorii sunt pornite pe amărăciune, să știți. Căsătorii, la noi a venit un băiat, o prins duminica nunță, o prins restaurant, s-o certa cu fata și eu m-au zis și am chemat băiatul, măi, ai stricat nunta? Nu, frate Dragoș, rămâne duminica și restaurantul prins. Dar cum ai făcut? Păi eu pe alta. Cum să iei pe alta? Păi dacă tot am prins asta așa, bă, dar sentimentele tale, nu, frate, o iubesc și pe asta. Băi, vină cu azi, băi, băiete, ce cu tine? Sunt fete care au fost abandonate și de necaz sau de ambiție fac repede nuntă cu altul. Păi ai pus temelia rău, rădăcina ai pe ambiție, nu merge. Nu ține o viață, nu ține 62 de ani căsnicia ta pornită dintr-o ambiție. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Nu vorbesc de interes material, de lucrurile aranjate. Că el are casă, că el are mașină, că părinții ei o să o ajute și apar colaps, apar falimente. Rădăcina adevărată, mă apropie de încheiere, trebuie să fie pusă în dragoste. Doamne ajută! Și când vorbesc de dragoste, dragoste firească, care în mod obligatoriu trebuie să fie. Odată vine o fată la mine, spune, frate Dragoș, așa plânsă, am avut o lucrare că trebuie să mă căsătoresc cu... Zic, măi, copilă, ți-ți place? Frate, nu pot să-l sufăr, nu pot să-l văd. Nu. Măi, stai așa, nu te mărita repede. Zic, dragoste firească este, nu este, frate Dragoș. Măi, așteptăm să se întâmple ceva. Ori prorocul o sclintit un pic, ori Domnul schimbă sentimente, face clicul ăla care trebuie să-l ai și hai să-l iubești, hai să te măriți. Dar în 2 Timotei, capitolul 3, când vorbește că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, spune, fără dragoste firească. Păi dragostea firească e o calitate când o ai pentru soția ta și pentru soțul tău. Să le dea Domnul și lor, amin? O să vă întreb îndată, dacă vă iubiți. Nu știu, cred că vă întreba și primarul, vă întreba și la logon, dar eu doresc ca dragostea asta să rămână, amin? Și în Roman 15:30 mai apare o expresie, dragostea Duhului. E conflictul de care vorbea fratele Nico. Câteodată dragostea firească intră în conflict cu dragostea Duhului. Dau loc amândouă. Ei să se iubească unul pe altul și să-L iubească amândoi pe Dumnezeu. Amin? Mai este o rădăcină sfântă, sfințenia. Dacă rădăcina e sfântă. 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. 1 Tesaloniceni 5:23, omul e o trinitate, duh, suflet și trup. Ei trebuie să fie sfinți la nivelul duhului, la nivelul sufletului și la nivelul trupului. Amin? Că și adulterul, tot la astea trei nivele le întâlnim. În Sfânta Scriptură, când se vorbește de curvia lui Israel, era vorba la nivel de duh, numită închinare la idoli. Când vorbim de un adulter la nivel de suflet, scrie Iacob 4:4, suflete prea curvar, nu știi că prietenia lumii îi vrăjmășie cu Dumnezeu? Și coboară de la duh la suflet și de la suflet coboară la trup. Asta e logica în înfăptuirea unui păcat. Dumnezeu să ne dea pocăință, sfințenie, la nivelul Duhului, la nivelul stărilor noastre sufletești și la nivelul trupului nostru. Doamne ajută-ne, amin? Mai este temelia sau rădăcina credinței, dar închei cu o imagine. Eu sunt foarte mult preocupat ca lucrurile să înceapă bine. Rădăcina să fie sfântă și în mod automat ramurile vor fi sfinte. Începutul să fie bun. Când am predicat eu despre întrebuințarea sării de Matei 5:13, am spus că nouă ne trebuie sare în relația cu Dumnezeu și în relația cu oamenii. În relația cu Dumnezeu, despre ce-i vorba? În Levitic, capitolul 2, versetul 13, spune așa,
să nu lipsească din jertfă sarea, pentru că sarea este semnul legământului. A cărui legământ? Despre ce legământ e vorba? Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe. Noe nu mai las potopul pământ. Și-a dat un semn. Care știe care a fost semnul? Curcubeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram. Și-a lăsat un semn. Care a fost semnul? Tăierea împrejur. Acum, avem legământul și semnul. Legământul și semnul. Și în Levitic avem numai semnul. Sarea e semnul legământului. A cărui legământ? Și cu cine a făcut Dumnezeu legământul ăsta? În Levitic acolo e scris în contextul jertfelor și a închinătorilor. Este semnul legământului care îl face Dumnezeu cu cei care îi se închină. Și ce reprezintă sarea? În jertfa de mâncare, făină, unde lemn, tămâie și sare. Făina-i Scriptura, unde lemnul-i Duhul Sfânt, tămâia-i rugăciunea, iar sarea-i sfințirea, curățirea noastră. În orice jertfă n-are voie să lipsească sarea. Noi în toate trebuie să fim curați și sfânți. Doamne ajută-ne, amin? Și cu întâmplarea asta, vin niște oameni la Elisei și spune: Părinte, cetatea asta Ierihon, așa cum o vezi, e așezată bine. Totul este bun, ceva e rău în cetatea asta. Știți ce e rău? Apele stârpe. Apele astea aduc moartea. Și Elisei a spus: veniți încoace, aduceți-mi un blid cu sare. Și o luat sarea asta și s-o duc și l-o turnat. Care știe unde l-o turnat? La izvor. Aici am vrut să ajung. Sarea se pune la izvor. Sfințirea se pune la începutul unui lucru. Când eu botezul și sunt îmbrăcat în haine albe, eu de aici încolo sunt sfânt. Când am căsătorie și-s mire și mireasă pe scaunul de miri, eu mă gândesc că eu de aici înainte, nu știu viața lor până acum, eu trebuie să fiu sfânt. Sarea se pune la izvor. Nu se pune unde ne apucă pe noi, știi? E câte unul care pune sare unde le apucă vremea. Au venit analizele, nevastă-mi are cancer. Fraților, bilet, hai să ne rugăm. O zi de post, de rugăciune. Dar până acum, de ce pui sarea pe la jumătate pe râu? Știi, băietul a făcut accident cu mașina, nu știu în ce stare se află. Hai repede, pocăință, pocăință. Nu, nu. Pocăința e de la început, la izvor se pune. Pocăința în viața, sfințirea. De ce întâi să mă duc în luna de miere, să-mi fac poză, să mă postez dezgolit pe internet și după aceea vin în adunare și îs pocăit? Dar de ce să am un rateu în viața de familie? De ce să încep cu stângul, că mă-i pocăi eu mai târziu? Sarea trebuie pusă la izvor. Pocăința trebuie pusă la început. Pocăința unei familii trebuie pusă de aici. Oare înțelege Ruben predica mea? Oare Ioana înțelege predica mea? Că e de astăzi încep pocăința în doi? Că viața lor de sfințire începe de astăzi și Dumnezeu să-i ajute. Amin? Așa ne rugăm noi și cerem rugăciune numai când avem nevoie. Vine, îmi povestea un frate de la Omnip la comunitate și îmi povestea că într-o adunare era un băiețel de vreo 4-5 ani, tare obraznic. Și o deranja adunarea toată și la urmă conducătorul i-a făcut semn la tatăl său. Și tatăl s-a dus nervos și l-a luat să-l scoată afară. El nu voia să iese, s-a luptat, l-a tras de mână afară. Și când a văzut că ajunge la ușă, îl scoate afară, se întoarce băiețelul și cu un glas plângător spune: rugați-vă și pentru mine. Fraților, dar de ce să ne rugăm când avem probleme? De ce să nu începem rugăciunea de azi? Domnul să-i binecuvinteze. Închei cu versetul 16. Când rădăcina este sfântă, ramurile sunt sfinte. Amin.